Salutare, dragi prieteni, eu sunt Chris și astăzi ne aflăm la Canionul 7 Scări. Hai să vedem ce putem vedea frumos pe aici. E mișto că e senin. Mai sunt niște nori pe acolo. Dar cam atâta. E cald, e frumos. Hai să ne distrăm. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Gata, am plătit și biletul. Hai să mergem mai departe. Am urcat cam o jumătate de oră, poate mai bine un pic. Nu mai pot să transpira, tot e o căldură, Doamne. Mi-am pus GoPro pe piept, deci pe mine nu o să mă vedeți și acum urcăm scările astea și e super, super, super fain. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yeah.
other 11 get something from nothing. Ce mișto e, gălăgie ca la nebun. Am avut două scări mici până aici, dar acum vine una mare. Looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Mamă, ce mișto e! Dar dacă ai rău de înălțimi un pic la scara asta, a fost un pic tricky. Dar e mișto și aici, zona unde am ieșit. E foarte faină. Ah, și să vă luați ceva pe spate, că e răcoare acolo. Pe scara asta mare am scos aburi. Deci e cam frig. Dar în rest e mișto și se vede foarte, foarte fain. Din păcate, hello, din păcate nu pot să țin camera în mână, e legată de piept cu chestiile astea. Hai! Ce fain! A, da, ziceam că nu pot să țin camera în mână, adică așa cum o țin acum, pentru că în urci scările e numai chiar o țeavă pe care trebuie să calci și nasol poți să te lovești, să aluneci, să cazi la înălțim și nu e ok. Dar uite pe ce cascada am dat acum. Da, priveliștea e superbă, superbă. A, și intrarea e 20 de lei și 10 lei pentru studenți. Aici pare să fie un pic mai lejerianu. Nu mă pare. Măcar nu mai sunt scări de alea cu ținutul cu două mâini. Da, e mișto rău de tot. Cred că am zis mișto iară de 175.000 de ori, dar aia e. Se mai întâmplă. Oba! Hai să continuăm. Acum vin scări de coborâre, văd. Micuțe, da, vin. Stau, că nu mă grăbesc.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Gata, am luat-o pe traseu de întoarcere. Adică trebuie să urmărim punctele astea roșii. Și acolo mai e unul. S-a dus cu scările, sper. Da, chiar a fost mișto. Ce-i mișto e că poți să urci pe jos și să cobor cu tiroleana, tot din copaci în copaci, de pe o parte pe alta până jos. 120 de lei parcă ai prețul, din câte am citit. Deci, dacă ți-e lene să cobor pe jos, cobor cu tiroleana. Am ajuns jos la mașină. Abia aștept să scap de chestiile astea numiți bocanci și mergem în Brașov să mâncăm. Abia aștept că mi-e foame, nu mai pot. Ne auzim mai târziu. Cam asta a fost plimbarea. Ne întoarcem la mașini și cred că plecăm acasă. Bye bye, prieteni.